Sunt anumite cazuri în care libertatea de expresie nu poate fi absolută pentru că se bordonează drepturile de proprietate. Ia exemplul în care într-o sală de cinematograf cineva strigă foc. Da, exemplu clasic. Exemplu clasic. Și acolo nu ai avea voie să strigi foc din cauza că drepturile de proprietate a Da, nu, intelectuală. atenție. Ai voie să strici foc, dar chiar arde. Da? Ok. Deci, Da. În cazul în care nu arde. din punctul ăsta de vedere, De, ai voie să depinde de strici foc. contract, poate nu ăla ți impune să nu strici niciodată. Da, mă îndoiesc. Nu, Mă îndoiesc că vrea să-și ardă clienții. deci, ce drepturi acolo Deci, se... acolo se încarcă, și spunea Rothbard, se încarcă drepturile de proprietate ale Contractului. contractelor stabilite între cumpărătorii de bilete sau spectatorii din sala de spectacole, da? Iarăși, dacă e goală sala, Cum să poți să strici? strici foc cât vrei. Deci, spectatorii care s-au apucat au intrat acolo să vadă un spectacol Și și aici... aici, uite, de exemplu, 2 secunde. Și aici, de exemplu, e partea a doua în care în 2016, pentru că exact același lucru se poate aplica, deci să-l aducem la zi, da? Nu trebuie să strici foc, ci așa. În 2016 s-a lansat moda ca la un moment dat, mă rog, până când au început ei să acționeze mai puternic, la meetingurile politice al lui Trump să vină câte un leftist doi și să facă scandal. Să-l întrerupă pe Trump sau să începă să țipe pe acolo, să se creeze busculade cu restul de participanți. Și acolo, lumea, atunci când ăștia i-au luat pe sus și i-au dat afară, s-a născut dezbaterea asta. Domne, e Trump pro-free speech sau nu e Trump pro-free speech? Că libertatea de exprimare. Dar exact același argument, pentru că acolo oamenii au plătit niște bilete ca să intre într-o sală, da, într-un perimetru organizat, și tu le încalci drepturile contractuale pe care le-au făcut ei cu organizatorii evenimentului. Că ei sunt veniți acolo să-l asculte pe ăla de pe scenă, nu pe tine. Aici mai e niște distinții. La ăla cu cinematograful s-ar putea să strige proprietarul foc și o fraudă că îi face pe oameni să iasă afară, când de fapt el trebuia să le Corect. dea un serviciu. După aia mai ai o nuanță haioasă, nu mai știu cine cred că a zis-o, Ștefan Chisela. A zis, s-ar putea să strigi foc oamenii să nu se panicheze. Nu e, problema de obicei este teroare. Produci teroare, oamenii se panichează, este o busculadă. S-ar putea să nu se panicheze, să nu iasă nicio busculadă. Da, dar tot ai încălcat un contract dacă ai semnat. Încalci contractul, numai că consecințele, de obicei imaginate ca A, fiind da, imediate, nu sunt nu sunt catastrofic. sine qua non, nu e musai să se Da, întâmple. poți fi incriminat și dacă strigi cu sala goală, dacă așa ai semnat că nu o să strigi. Poate fi și sala goală. Tot timpul trebuie să condițiile din contract. Exact. După aia mai ai o nuanță aici, apropo și de Facebook, în care oamenii au de multe ori pretenția să intre pe un grup și să zică ce vor ei. Mai ales că pe grupurile de libertarieni. Păi nu sunteți pro-libertatea de expresie? Și noi suntem pro-libertatea de expresie și ca orice alt lucru fundamental în libertarianism se bazează pe controlul unei proprietăți. Grupurile alea nu sunt ale lui Facebook. Sunt ale celor care țin grupul, pentru că altfel Nu, o să-l închizi. în O să-l ultimă închizi. instanță sunt proprietatea lui Facebook, Nu, e... pentru că poate Facebook-ul ți-l închidă. Da, Da, corect. are Înainte... dreptate Alexandru, că sunt închiriate de tine, știi? Da, sunt Tu închiriat. ești Ceaușescu. De-aia am Nu, zis dar eu controlul. tot zic că sunt, totuși rămân, ele rămân Ultima. proprietatea lui Facebook. Corect. Până la urmă sunt acolo, numai că tu nu ai semnat cu Facebook că lași pe oricine să zică orice, ci tu îți pui regulile tale. Deci local ai controlul asupra acelei resurse și din nou, noi suntem pro-libertate de expresie, oamenii pot să spună ce vor, dar nu oriunde vor, ci trebuie să înțeleagă cu proprietarii locului. Dacă ei să înțeleg cu Facebook să zică orice, sigur, pe Facebook poate să zică orice. Intrând pe ușița magazinașului grupul X, nu mai e. Trebuie să te înțelegi și cu grupul X. Asta vreau să transmite și Rothbard. Oamenii tind să vadă asta ca pe o chestie sacră, libertatea de exprimare.
Trebuie să am voie să mă exprim. Oriunde. Și răbdă zice, unde? Ai voie să te exprimi la mine în casă, de exemplu? Poate eu nu vreau să te exprim. Da? Pentru el prioritar sunt drepturile de proprietate.